merg înainte, iau prima mașină. Eram, da, eram prima mașină. Am pornit, în momentul în care am trecut de trecerea de pieton, din s-a venit cu, cu BMW-ul și l-a plăznit pe salută! Era pe verde, când am plecat. O mașină a semnalizat dreapta și am stat după ea până a trecut. După aia am plecat din intersecție. Posibil să se fi făcut roșu între timp. Eu nu-mi dau seama că n-am mai văzut semaforul. Eu deja eram pe verde plecat. Dintr-o dată a venit domnul cu viteză și a dat în mine. Din partea aia, de bun. Sunt multe, multe mașini, sunt mult bine că le fac pe casă. Secția bulevardelor București cu Unirii din municipiul Baia Mare a avut un loc un accident de circulație. Din ajuns la fața locului s-a stabilit faptul că nu au rezultat victime. Din primele cercetări este vorba despre nerespectarea semnificației culorii roșu la semaforul electric. În accident au fost implicate două autoturisme, unul dintre ele fiind o autoutilitară Smurd care nu se afla în misiune.